Este Duminica Floriilor, o zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi și iată că în această zi echipa România TV a venit aici la Mănăstirea Movila lui Burcel, un loc încărcat de spiritualitate, credință și istorie. Cu inimile deschise, credincioșii au venit astăzi la biserică, au participat la Sfânta Liturghie, iată că acum așteaptă să fie împărtășiți de către preoți, iar apoi ajung aici unde preoții le oferă ramurile de salcie care au fost sfințite imediat la sfârșitul slujbei. Cu aceste crenguțe, creștinii ajung acasă și împodobesc porțile caselor, ferestrele, ușilor, pentru că există credința populară care spune că îi va feri de rele și că va fi armonie în gospodărie. De asemenea, tot tradiția ne spune că părinții cu aceste crenguțe lovesc ușor copiii, astfel încât aceștia să crească mari și înțelepți. Duminica Floriilor ne amintește de momentul în care Iisus a intrat în Ierusalim și a fost întâmpinat de către oameni care aveau în mâini flori și ramuri de măslin sau salcii. Această zi este una extrem de importantă, este zi de mare sărbătoare, care deschide săptămâna patimilor. O săptămână în care credincioșii sunt așteptați, desigur, în lăcașele de cult pentru a participa la slujbe, iar duminica viitoare ne vom bucura cu toții de învierea Domnului.